Așa. Doamna Tinecea, doamna Iordache Tinecea, întârziu puțin. Domnul Mariore Ior nu va lipsi. Iar dosarul lui domnul Chelaru, care va fi următorul consilier local, este în instanță, trebuie să fie aprobat calitate de consilier. Validat, mai bine zis, în calitate de consilier. Asta e chestiune de zile. Dar următorul este aprobarea partidului și în următoarele zile, la următoarea ședință, va fi validat și domnul Chelaru oficial. Ședința își poate desfășura. Da, am înțeles, mulțumesc. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mistrea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data de 14 aprilie 2022, în sala de ședințe la primărie, începând cu ora 16:30, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința din 14 martie 2022. 2. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare pentru un număr de 155 de elevi. 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statutului Comunei Mănăstirea Cașin. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier aluat în Mănăstirea Cașin, administrat de Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin, cu un volum brut de 1933,30 m3, din care 1084 m3 material lemnos pentru populație. 6. Proiect de hotărâre privind exploatarea și valorificarea masei lemnoase de către Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin, conform proceselor tehnologice și a eficiențelor economice, numărul 2178 și 2979, din 17.03.2022. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele noastre fiscale autoturismului marca Dacia 1301 și darea în scădere a sumei de 1707 lei pentru Goșpei Ioan Cătălin, deoarece acesta este decedat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în scădere a sumei de 361 lei și scoaterea din evidența unei motorete marca Mobra pentru debitorul Tapalagă Cornel. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în scădere a sumei de 602 lei pentru doamna Gâtui Maria și a sumei de 84 de lei pentru doamna Dragomir Elena, reprezentând taxe de salubritate. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, elaborarea planului urbanistic general în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău și a notei fundamentare. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării lotului IS-561 cu lotul IS-55 în satul Scutaru pentru domnul Aldea Gheorghe din Comuna Mănăstirea Cașin. 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții refacere 1 pod lemn moară sat Mănăstirea Cașin. 13. Proiect de hotărâre privind planul de bază al Comunei Mănăstirea Cașin. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii proiectului Renovare integrată Cămin Cultural Mănăstirea Cașin, după ce se vor achita sumele datorate pentru serviciile prestate și aprobarea deschiderii și alocării sumelor rămase neutilizate pentru un nou proiect cu denumirea Amenajare Sala de Sport Școlar în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Și 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/6/5/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare de la vizierul de la primărie și va fi publicată pe pagina de internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi comunicată președintului de ședință, domnului secretar general al Comunei Mănăstirea Cașin, pentru depunerea acesteia la dosarul de ședință și instituției prefectului județului Bacău pentru controlul legalității. Se pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dați-mi voie să mai introduc un punct pe ordinea de zi de a să se voteze. Este vorba de noua asociație de fotbal, ASF Bradu Mănăstirea Cașin. Altfel nu putem avea o relație contractuală decât prin aprobarea dumneavoastră astăzi și totodată, dacă știți, avem acei bani în care noi, dar o să dau citire la toată ortierile astea care le au din partea lor și în care își explică clar unde au cheltuielile. Aș vrea să o introducem. O să vedem la, dacă îmi permite, să mai introducem încă un punct. Da, să punem la vot pentru introducerea punctului pe ordinea de zi. Cine este pentru, împotrivă, toți. Atunci trecem la punctul 1.
aprobarea procesului verbal de la ședința din 14 martie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Faceți o propunere, vă rog. Domnul Vasilache. Da? Să punem la vot? Pentru, împotrivă? Haideți, domnul Vasilache. La punctul 2. Alegeri președintele de ședință. S-a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare pentru un număr de 155 de elevi. Presupun că ați văzut în, pe e-mail adresa de la școala generală, de la școala gimnazială Regina Maria, cu număr de 155 de copii vor primi burse. Burse de merit 39, acte 200 de lei, 12 dosare bursă de studiu, acte 150 de lei, 104 dosare bursă de ajutor social, acte 200 de lei, total burse 155. La care doamna director ceva de completat? N-am ce să completez. Dosarele sunt făcute, astea sunt bursele. În regulă. Să le aprobăm. Atunci să punem la vot proiectul numărul 3. Da. Care este pentru toți de acord, da? Da. Suntem la următorul punct 4, proiect de hotărâre privind actualizarea statutului Comunei Mănăstirea Cașin. Statutul e bun? L-ați avut în, pe e-mail, l-ați studiat? Aveți ceva de completat? Și ceva care... Da. L-ați avut? L-ați avut. Îl discutăm, îl citim, că e mult de citit. Lucruri noi au fost destul de puține de schimbat. La partea politică, la partea de școală, aveam ceva de introdus acei bani pentru cei cu 50 de ani de căsnicie. A fost adaptată conform legilor în vigoare, în sensul că era pe vechiul 215 și acum au 87. Nu, punctual ăsta. Astea au fost schimbate. Mare lucru n-am schimbat. Da? Că oricum va mai fi schimbat și în urma recensământului, atunci o să mai fie da. Actualizare. Tot o actualizare. Așa cum acum cei cu 50 de ani de căsătorie vor veni fără proiect hotărâri. Am și scris în urma unei hotărâri al Consiliului Local. Nici, am spus doar un premiu, valorii, care se va hotărâ în ședința din Consiliul Local. Dar nu erau prevăzute. Era prevăzut ceva cu fiii comunii la 18 ani, care nu știu dacă s-a pretat vreodată pe ceea ce s-a făcut în anii anteriori. Eu n-am auzit din nicio acțiune ca la 18 ani să fie numiți fiii comunei și o adunare. Nu știu unde era asta. Și am dat-o jos. Dacă nu facem, n-ai ce să scrii acolo. Am introdus asta cu cei 50 de ani. Și am actualizat denumirea la școală, că nu erau prinse... Da, altceva nu. Altceva nu. Deci nu s-au dat în fondul... Bun. Dar trebuie actualizat, o să trebuiască să-l punem la proiecte și atunci nu puteai să vii cu ceva decât actualizat. Atunci... Am introdus cu străzile în urma actualizării nomenclatorului. E prins acolo. Deci inclusiv asta am modificat, că erau drumurile sătești. Da. Da. Să punem la vot punctul 4. Cine este pentru? Da. Cine se opune? Da, trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida
0180-21-00061-03060 din fondul forestier al OAT Mănăstirea Cașin, administrat de Ocolosirului Mănăstirea Cașin și cu un volum brut de 1933,3 metri cubi, din care 1084 metri cubi material lemnos pentru populație. A doua. E a doua, nu? Că avem două hotărâri. Sunt două hotărâri. Deci în prima ce aprobăm? Ca să o spunem clar. În prima aprobăm tăierea stejarilor și, și bradului, stejarul care s-a tăiat aici în zona dealului Stânii și bradul care s-a tăiat în zona Brădaci pentru poarta care urmează a fi făcută în, la intrarea în Lupești. La intrarea în comun. Vom stabili tot aici unde o vom face. Deocamdată lemnul brut este dus la gater la domnul Bârgău și vor lucra împreună cu dumnealui, împreună cu domnul Moraru și nu știu ce voluntari mai găsesc dumnealor să-i ajute în așa fel încât să pornim, să avem și noi o poartă care ne caracterizează cumva, lemnul. Probabil că o să-l invităm pe domnul Moraru să ne prezinte ceea ce are de gând dumnealui, dar acum în formă brută. El și-a socotit ce ar însemna ca lungime, înălțime, să prelucreze bușteanul, după care, ca model, o să-l rugăm să ne arate cum gândește dumnealui, într-o viitoare ședință să vină să ne prezinte. Da. Din discuțiile avute cu el, l-am rugat ca să ne facă o machetă și să ne o prezinte, să vedem cum o să arate. Sunt convinsă că va fi ceva frumos. Dar aveți nunți. Am văzut o intrare de lemn. Dar unde nu sunt? Sunt cel puțin partea Suceavei, la Mureș. Da. Iar domnul Moraru este un profesionist. Da. Dar e vorba de punctul ăla cu lemn de foc? Nu, deocamdată. Aveți răbdare. Deci asta ar fi prima. Punctul 5. Punctul 5. Nu, e punctul 6 asta. 7. Da, ăla e. Nu, ăla. Cel cu poartă ar fi punctul 6, dar în dispoziție. La 2178. 2178, ăsta-i. 2178 și 2979. Punctul 6. Iar punctul 5 e cu lemnul de foc. Punctul 6 pentru poartă. Da. Punctul 6. Dar nu are volum. Nu are volum. Ăla-i, care nu are volum. Da. Iar celălalt cu volum e lemnul de foc din partida noastră, în care, dacă o să găsiți acolo în hârtia de la domnul Ciubotaru, da? Și explicația. O dau citire? Deci se impune executarea, nu la toată asta, da? Executarea exploatării mesei lemnoase din această partidă prin prestări, servicii, exploatare, întrucât atestatul ocolului este ocupat cu masa lemnoasă din cota Regiei Naționale a Pădurilor. Valorificarea pe fir a acestei partizi pune în imposibilitatea asigurarea cu lemn de foc a populației din comună. Conform procesului tehnologic calculat, rezultă cheltuieli de exploatare maximale de 110,71 de lei pe metru cub. Vă rugăm să aprobați în Consiliul Local exploatarea mesei lemnoase din această partidă prin prestări, servicii, asta este tariful lor, servicii, exploatare și valorificarea materialului lemnos de către Ocolul Silvii Mănăstirea Cașin. Anexăm în copie, după procesul tehnologic, eficiența economică și APV-ul, da? Dacă ne uităm aici, deci o total valoare minimă de valorificare este de fapt 267,96. Ați văzut documentele, presupun, nu? Da? Vă fac o copie să vă uitați la tot ce a transmis domnul Ciubotaru aici? L-a trimis pe mine. Știu. Deci avem o dată
cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz cost șantier 110,71, preț pe APV în lei metru cub 131,43 și are și un profit pe partidă de 25,82 lei. Când adresa scrie una de 110, se poate interpreta, dacă ați citit numai adresa, ați putea interpreta că prețul lemnului este 110. Exclus asta. Deci total valoare de valorificare este 267,96. Pe metru cub. Pe metru cub. E ceea ce fac ei. Exploatare. Devizul de lucrări. La firma pe care va exploata. E cam mare. Nu suntem în măsură să știm cât sunt costurile. Oricum, explozia asta de prețuri, nici nu mai putem aprecia nimic, da? Lucrări în păduri. Ar fi culmea, acum să-mi dau eu părerea, e mult sau puțin. De la indemniz estimativ, cu pierzi, că tu îi mormărei în apă, nu are justificare, nu este. Are doar. Are aici, dacă nu le vedeți, că le-am transmis pe toate. Că ne treabă fi ce primare, dacă asta este și anul, ne simt. Asta sunt legul de acum, că nu știu, mai ales la urmă ce vreau. De asta am zis, dacă te uita la motorină, eu nu am motiv să studiez, dar probabil cu motorina, cu tot, cu benzina. Am pus tot aici, deci aveți toate lucrurile, aveți tot, da. Am pus pe el la tavă. Da. Auzi, dar eu altceva vreau să zic. Nu sunt prețul ăsta, că probabil zic altfel. Deci aici trebuie să au nevoie de o aprobare a noastră. În vederea exploatării, le spun ei pentru populație. Da. Dar care populație? Pentru că... Care își va dori lemnul. De acolo majoritatea a plecat spre Tuta. Înțelegeți, cu căluțele, eu le văd fiecare zi. Doar am mai fost pe pachetul ăsta, nu ăsta primul. Aș veni cu propunerea, dacă s-ar face să de la populația noastră, dar cine nu ne oprește? Să punem vedere. Să anunță. Ca tot lemnul să dea lăsirea acasă, fără alte persoane din altă localitate. Dar nu poți să intrezi. Poate să fie chiar cu cele de la primărie. Se poate lucrul ăsta. Deci noi facem un anunț pe site-ul primăriei. Avem din pădurea proprietatea primăriei următoarea cantitate de lemn, cum de altfel am făcut și pentru Ocoloituz, dacă ați văzut că am fost pe site-ul primăriei, și care au venit și au spus că s-a vândut tot lemnul. Asta îi spun și domnului Ciubotaru. Când mai aveți lemn de scos, scoateți-l la vedere. Și atunci sunt convinsă că chiar dacă se spune că oamenii nu vor neapărat lemnului. Iulia nu este o zonă în care nu poate fi zonă de transfer. Acolo poate ajunge omul cu o căruță, că e la drum auto. 240. E 260. 260. A fost 240, așa este. Ați știut bine. Dar nici la 240 lumea nu s-a înghesuit. Nu știu să vă explic de ce. Că e foarte greu să l-am încercat. Nu găsești transport. Deci ați spus prețul 267 de lei, cert are transportele, clar consumă și el combustibil și efortul lui și așa, și plăiești el bani. Deci pe halul că noi în Brazil undeva la 80 milioane, de când nu stai în Brazil și se aducă... Asta este la Gioina. La 10 metri. Așa. Și atunci se adună banii așa de mulți, încât te vine aproape că nu-ți convine. Acum, cum să vă zic eu, nu-ți convine să le ia așa de ei. La schimb de dușurile, de la un... Păi, tocmai. Deci nu-i convine să o cumpere și cu 260, să ducă dincolo să o vândă cu 500. Chestii care s-au practicat, ce-am făcut. Păi el vinde cu 500, de ce n-ar putea la o, adică să îl ia cu 500 mănăstirea, nu? Da, îl ia, ce să-i faci? Dar ai transportul până la poartă. 500, la depozit. Doamna, după cum ne-am învârtit. Ar trebui găsit o soluție pe viitor, nu? Că soluțiile nu se găsesc în peste noapte. În așa fel că să fie ceva foarte ușor să mă duc să-mi cumpăr o tonă de lemn din când vreau eu, să existe unde depozit primăria și asta. Nu avem voie de făcut depozit.
am vorbit. Deci nu avem posibilitate să ne facem noi depozit. Noi nu suntem. Voie să nu avem posibilitate. Nu avem nici posibilitate, nici voie. E voie, nu? Ca să-ți faci un depozit de lemn, îți trebuie să atâtea aprobări că... Ba da, s-ar putea. Ați face o societate comercială care trebuie subvenționată și tot așa. Hai să fim serioși. Nu este imposibil, dar... Asta înseamnă... Să te pui... Dar să-l faci să-l dai la populație. Nu. N-ai. Deci n-ai cum. Tu nu poți să fii un agent economic. Nu poți. Dar Consiliul Local poate înființa societate. Poate ființa o societate de prestații. De asta spunea domnul Roșu că e de timp. Adică o putem gândi. Nu poți face într-o zi treaba asta. Și așa incomod ar fi pentru noi toți, nu doar pentru mine. Merg cu o camionetă care așa, l-ai luat dintr-un depozit, dar poate am face și două, trei locuri de muncă care s-ar justifica și ar scoate banii din vânzarele lemnului, zic eu. Da, nu specialist, doar o părere. Cei care... Ia să ne uităm un pic, chiar dacă suntem filmați. Da? Aia o fac muncă la negru. Tu ca primărie stai cu om la negru? Ia să... Nu există așa ceva, păi, dar nici nu vreau. Deci eu vă spun că toți care taie lemn au personal la negru. Ce să ne mai întoarcem după degete? Și atunci chiar ne adunăm aici ca să ținem o societate să taie lemn pentru, sau suntem aici să asigurăm niște utilități. Să ne alegem un pic. Ne ocupăm de proiectele care are nevoie omul în comună, dar dacă te duci pe canalizarea asta pe lemn, s-ar putea să te pierzi niște lucruri în care să-și ia lemn tot niște șmecheri, că tot acolo o să ajunge, că ăștia suntem noi români. Așa. Haideți să punem lucrurile... Nu, cred că deci, e cazul deci să... Deci am spus să se fac. Eu doar am spus că dacă s-ar putea... Deci, la viitorul amenajament, eu drept să spun, am discutat lucrul ăsta cu cel care a făcut amenajamentul, Silvic, în trecut. Și am discutat pe baza acelui depozit de lemne pe care noi l-aveam închiriat. Era terenul primărie și l-aveam închiriat la Ocolul Silvic. Da. Și am zis... Stop joc, îl facem noi depozitele. Atenție, că e un lucru pe care m-am gândit. Da. Și au început să râdă. Nu e atât de simplu să vă faceți dumneavoastră un depozit de lemne. Zice, în momentul în care începeți toate acele documentații, o să constatăm că costă atât de mult încât te lași pe gubași, pentru că într-adevăr, noi la momentul ăsta suntem atât de săraci încât nu ne permitem să irosim banii pe asta. Eu zic că dacă cetățeanul nostru reușește să-și ia lemnul cu 267, e bine. Este foarte bine dacă l-ar lua și Consiliul Local al hotărâs să se dea lemnul controlat, bineînțeles, Consiliul Local. Controlat, asta îl putem face fără discuții. La un preț de 150. Cine nu vă lasă? Cine nu ne lasă, dar se dă controlat 2 metri cu 2. Și restul cine bun. Păi fie ei sunt suca de lei care e exploatare și restul... Restul cine? Mai puțin de mai puțin la beneficii care sunt. 25 de lei e beneficii. Știți dumneavoastră? Profitul e 25 de lei. Noi nu avem profit aici. Sunt luați mai 20%. 25 de lei. E 25 de lei profitul, am citit cu voce tare. Profitul, pe dacă 110 lei costă exploatarea la dumneavoastră? Păi mai sunt și prețurile astea de 131? Da, lemnul de foc care îl vinde la 4-5 milioane. Ăsta nu e costul lor. E tot la ei. 131, 118 și 25 sunt ale lor. Noi nu avem nimic de aici. Astea sunt lucruri pe care le oprește Regia Națională a Pădurilor. Să ne înțelegem, noi nu avem nimic din prețul ăsta ca primărie. Păi n-am reclamat, pentru că ei au 30% din vânzări și vreau să vedem la 20%. Asta suntem. Și de la Mateu și de la Pădurile Statului Român. De aici ei sunt administratorilor. Nu da. Sunt prieteni. Da. Legile nu le-am făcut eu și nici... Și nici nu o să le puteți face dumneavoastră. Nu, noi, dar scolerate de ce? De sus și asta e.
Hai să înțelegem. Deci, ăsta e prețul care o să trebuiască să iasă pe lemn. Noi nu avem de aici profit pe partidă decât asta, 25 de lei. Renunțăm la ăștia 25, dar s-ar putea ca nici ăștia să nu fie ruși, să fie tot de NP-uri. Stați liniștit. Și pe partidă, nu-i pe metru cub. Dacă n-ar metru cub, nu renunțăm de aici. Deci astea-s cheltuielile ale lor. Măcar la banii să le trebuie în comun. Asta putem face. Deci asta punem în hotărârea de consiliu local. Că acest lemn se va distribui doar cetățenilor comunei Mănăstirea Cașin dacă constată că lumea nu vine și putem face o verificare prin consilier, prin angajații primăriei, că de fapt acolo se întâmplă niște lucruri care nu sunt chiar ortodoxe. Asta nu e o problemă din partea noastră. Dar o să spună că nu au, trebuie să dovedească că nu se duc mănăstire. Și dacă dovedesc și într-adevăr așa stau lucrurile, trebuie să-i lăsăm să-și vândă, să ne vândă lemnul până la urmă. Dar, în prima fază, o să punem ca și condiții că această partidă va fi doar pentru mănăstire. Asta putem să punem. Am mai avut o acțiune cu genul ăsta și veneau cererile da, la primărie da, și buzam. Da. Tot nu se extragea tot materialul și asta ei au un termen de exploatare, da. 6 luni. Exact. Sau, să zicem, 6 luni. Deci 3 luni sau 2 luni le lăsăm pentru mănăstirea Cașin. Ce se duce? Că trebuie să le dăm voie să exploateze, să se exploateze în termen, că altfel rămâne lemnul neexploatat. Rămâne și pierd valoarea, să se impută. Îl mai poți ține că 90 de zile e în depozit, dar nu în păduri. Știu, dar în depozit nu înseamnă în nici un magazin. Depozit înseamnă la marginea drumului. Și știm cu toții. Lemnul se depreciază, se mai scurtează, mai intră la apă. Corect. Deci așa, da. Într-un termen de 3 sau 2 luni, dați cu cele, după ce cerul s-a epuizat, să facem adresa. Să dea drumul la liber. Dacă s-a venit, eu cred că o să duc omul și se aleagă, se aprovizionează. Bine, în primăvara asta, chiar tot ce au scos la vânzare, inclusiv, v-am zis, ocolul Silvic Coitus și ocolul Silvic Mănăstirea Cașin, au fost luate de cetățenii noștri. Deci chiar s-au dus oameni acolo degeaba, spuneți dumneavoastră. Nu știu cu ce mijloace. Important e că ne-au transmis, făcând public pe site-ul primăriei toată acea listă cu prețuri și lumea au considerat că e avantajos, făcându-și socotelele ce înseamnă mijloc de transport, să știți că s-a vândut tot. Și până în toamnă, mă scuzați, până în toamnă, prețul ăsta de 267 nu v-am însemnat nimic. Azi putem via prețul, nu? Da. 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 Ei ar putea să fac eu, ei din APV, ies în lista cu beneficiare. Cine a avut cine a avut avut din soluția mă fi tăiat. E tot electronic. Și acum, adică, dă la partida respectivă și vă dă lista. Acolo să vezi persoana și punctul de descărcare. Dacă este altceva decât mă stia acasă, să da. Da. Dar ăla mi-l dă la când ați condiționat dumneavoastră, pe două luni sau pe trei, când am condiționat noi. O să încercăm să le spunem. Încercăm, deci în prima fază să vedem dacă mănăstirii cuplează. Și o să facem prin cereri la primărie și atunci ei nu vor fi obligați decât să dea în urma unei cereri care trece prin primărie. E simplu, deci se poate. Față din metru cum mă uitam la lemnul care s-a dus la școală, că acolo probabil trebuie să fie exploatat din 4-5 ani, pute, deci nu am amânat, vă dați seama și preț de preț, nu? Doamnă, știți, deci, părinesc că știți prețul. Și atât, ar trebui acum, în primăvara, când își vrea pentru primării și pentru populații și nu am de rău. Da. Este bine, da. Spune la vot, punctul 5. Cine deci punctul 5, populație. Și cât e? 267. Nu, spus da, când e. O să-i dăm. Păi dăm, cât ziceați? Aici, 2, 3 luni. Îi dăm 3 luni. Și scriem în notărârea de consiliu. Da, eu nu am condiționat.
funcțional. Da, 3 luni. Mai, iunie, iulie. Da. 5 metri. 5 metri cub. Da, 5 metri, așa au fost și înainte. 5 metri cub. Da, cu 5 metri. Dar a fost așa întotdeauna. Este mult 5 metri, da. Nu-i mult. Lumea vrea 5 metri cub. Dar să vă spune ce este mult. În primul rând, când ajung la mai multe persoane, îți numai 1000 de metri cub, 1100, și la doilea rând, la cel care ia 5 metri, îi spune, mi-a dat o căruță și ia două căruțe. Cum s-a practicat așa cu câțiva ani. Ei bine, ăla îi ducea o căruță de metru jumătate și el mă era alesul acasă și eu făcea el pe clasă cu el. Eu l-am văzut în primărie, în 2020, dacă am văzut 20 de ce. Ce înseamnă 1000 metri cu 2 metri cu o căruță, 500 de persoane, poate. Așa mi am adus. Eu n-am ce să fac cu 2 metri cubi acasă. Nici tu, aici am trebuit. Dar nici 5 metri cubi. 5 metri cubi. 5 metri cubi. Dar mutare 5 metri. Așa, 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 trece așa în nou. Și dacă tot își ia omul o mașină și o plătește, să o plătească să fie plină, frate. Mă duc cu jumătate de mașină acasă. Lăsați-o așa la 5 metri cu. Lăsați-o 5 metri cu. Păi da. Păi nu. Nu putem să spun acum, dar ne trebuie un plan. Ne trebuie un plan de strategie. Votat. Bun. Ne trebuie mai iunie, iulie. Mai iunie, iulie, 5 metri cu. Îmi cere la primărie, nu? Da. Scrieți, da? Cine este de acolo? Nu, n-au dat volum. Au tăiat pe numărat 7 stejari și... N-au cum să nu mai aibă volum. El în momentul în care facea pe el, nu găsit de volum. Păi, poate mai... Oricum, în Brădat, ce-au mai rămas lemn de foc. Dacă vreți lemn de foc, o să vorbim la primărie și au dat jos tot ce mai era putre. La primărie ce vorbim? O să vorbim... la primărie, la ocolul Silvic, dacă vreți, și îl dă la oameni și pe ăla o să anunțe. Trecem mai departe la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii de evidenții noastre fiscale a autoturismului marca Dacia 1301 și darea în scădere a sumei de 1707 lei pentru Goșpei Ioan Cătălin, deoarece acesta este decedat. Domnul Goșpei Cătălin este decedat, v-am pus la dosar actele, am înțeles de la angajații primăriei că până acum n-au intrat în posesia documentelor, că nimeni nu înțelegeau de ce se cere asta și se purta o datorie inutil, datorie care nu are sens să o mai ducem, trebuie să o ștergem, da? Deci o datorie care familia nu a înțeles motivul pentru care se cereau aceste documente. Și drept pentru care astăzi le-am adus la cunoștință că totuși este o sumă, 1700 și tot ori o stogolim cu penalități. Familia nu o să o plătească niciodată, mașina înțeleg că nici nu există. Au înțeles și ne-au trimis documentele, le-ați văzut, sunt în original aici. Da? Da, are sens. Nu avem cui să imputăm această datorie. Da, dați la pachet cu 8 și 9. Pachet cu 8 și 9 aici. Și cu Mobra, da? Cu Mobra. A, așa. Și cu doamna Gâtuie, care a venit și a zis că niciodată nu ajunge mașina acolo. Și doamna care e la cimitir, care am scăzut-o și anul trecut, da? Dragomir, toată lumea o știe. Deci, aprobăm, da? Deci, punem și pe punctul 7, 8 și 9. Da. 8 și 9. Cine este pentru? Cine este pentru? Da, da.
și 9. Deci mai departe la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului elaborarea planului urbanistic general în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului în comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău și a notei de fundamentare. Da. Se deschide linia miercuri, săptămâna viitoare, pe de finanțare pe PNRR. Și noi am pregătit tot ceea ce trebuie, cerere de finanțare, nota de fundamentare, anexa aceea pe care ați văzut-o, încercăm să, ați văzut, avem o sumă de 90.000 de euro pe fiecare localitate pentru a face planul urbanist general, dar nu în format hârtie. Va fi ceva mult mai modern de data asta, ci în format electronic. Asta va ușura foarte mult toate certificatele de urbanism, că vei deschide un calculator, vei vedea limite, vei vedea în timp real absolut tot ce trebuie, în așa fel încât și puzurile alea care altădată era atât de greu și de stufoasă documentația să scoți din extravilan și să-l duci în travilan, să poată construi omul. Inclusiv asta va fi ușor de acum încolo. Că dacă ne uităm, noi în planul nostru stăm destul de prost. M-am confruntat cu lucrurile astea la legea asta a urșilor care a venit în toamna anului trecut. Și ne spuneau la un moment dat să dăm coordonatele că dacă ursul este în intravilan. Ne-am uitat și noi pe o hartă, casa omului era în intravilan, dacă îl împușcai în grădină era extravilan, știți, ceva de genul ăsta. Chiar le-am adus la cunoștință, dom'le, e aberantă legea, pentru că extravilanul de cele mai multe ori se apropie de gospodăria pe care și-a făcut-o omul. Avem multe cazuri de acest gen. Toate grădinile, numai cele din centrul comun, dar cele da, exact, exact. Toate se duc în afară. Ei, au fost și foarte multe cereri venite acum care încearcă să construiască și pe zona aceea. Deci dacă noi ne punem la punct cu acest plan urbanistic general, nu e atât de ușor, înțeleg că nu sunt prea mulți specialiști pe ridicările astea topul de a le pune în format digital. Da, să sperăm că nici atât de multe comune sau și orașe că nu sunt în situația noastră, că noi, de exemplu, mai avem un an prelungire la punct, da? Am tot căutat în anul care a trecut linii de finanțare să ducem pe Ministerul Dezvoltării. M-am interesat și la colegii noștri din alte primării, cum au făcut. L-au făcut cumva pe bucățele. Eu chiar nu-mi doresc o lucrare de acest gen. Se scoate la licitație pe SICAP tot programul ce implică ca cheltuieli planul urbanistic general. Așteptăm o firmă care să vină să-l ia și să-l ia de la documentații, că e pentru monument istoric, că e pentru aia, pentru școli, pentru că în timp real se va putea vedea pe acest pug digital tot și ridicări și înălțime și casă, cât de înalt și ce. Deci va fi într-adevăr, cred că e de durată, dar e, să sperăm că și vom primi finanțare. Mie îmi place doar ce scrie în aceste norme pe care urmează să înghidu de finanțare. Eu v-am pus dumneavoastră acolo și nota de fundamentare. Cred că v-ați aruncat așa un ochi pe el ce înseamnă chiar acolo și ne dă cele patru funcții principale, intrarea datelor, stocarea și accesul la baza de date, manipularea, prelucrarea și analiza datelor, ieșirea datelor și rezultatelor. Avantajul transformării digitale, precum eficacitatea, transparența și simplitatea, duc la o productivitate mult mai ridicată. Asta e numai transpunerea lui în format digital sau chiar și obținerea avizului? Tot intră. Tot o să intre.
totul o să fie licitat. De durată. E de durată. Cel puțin 2 ani. Așa este. Important e să începem cu prima parte, ridicarea topografică. Asta este important. Întâi se va face, discutam cu o doamnă care se ocupă de așa ceva, întâi se va face în format hârtie, după care se va implementa în format digital. Da, deci o să trebuiască obținut și un format hârtie. Obligatoriu. În format digital nu așa, informativ. Obligatoriu. Nu-i chiar. De fapt, asta este intenția Uniunii Europene. Să fie într-un sistem absolut orice. Adică și Consiliul Județean, când va da un aviz de autorizație de construire, doar intră Mănăstirea Cașe. Da, poate construi acolo, da? Că-i la drum, că-i la nu știu ce, că-i... și-i dau avizul. Deci nu trebuie să mai facă vizita în teren. El intră, își vede și a toate datele. Ambele române. A intrat și a văzut. Da, îi dau voie să lucreze, nu avem noi. Deci... simplifică oarecum, probabil asta va, în ani, va simplifica acești timpi de așteptare până primești un acord. 30 zile te duci la mediu, mai aștepți 30 la mapă. Nu o spuneți. Îți ești la ceea dureri de cap. Da, asta aș vrea să aprobăm. De fapt, pentru acest punct, pentru linia de finanțare pe PNRR. Da. Să punem la vot punctul 10. Cine este pentru? Da, toate. Da, și dacă nu... Da, trecem mai departe la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării lotului S531. A explicat special. Cu lotul S55. S-a discutat pentru domnul Alde Gheorghe din comuna Mănăstirea Cașa. Da, domnul Aldea. Are deja două loturi. Ați citit, probabil, ați primit-o, da? Cererea dânsului are două loturi, dorește să le apropie, face un schimb, are în fața alături un lot disponibil. Haideți să vedem dacă e aprobat sau nu, în funcție de cum s-a comportat cu noi acum. Acum îl prindem la găseia. Deci cel care l-a îndrăzunat într-o zonă centrală, la șoseaua de țară. Știu. Celălalt proprietate e la capul ăla, așa, lotul 2, din lângă pădure. În față era unul disponibil și am zis că, o fi, să fie unul gatul, la vă 300-400 metri distanță cu deal. Da, spune la vot punctul 11, cine este pentru? Da, și ghele cafeaua și unul. Că și văd în pădure. Nu, dar... Nu, dar... La, 12, da, la punctul 12, proiect de hotărâre privind actualizarea debitului general al obiectivului de investiții de facere 1 pod lemn moară, sat Mănăstirea Cașa. Oameni buni, am demarat licitația lucrării de la podul de la moară. Documentație făcută anul trecut. Am avut surpriza, aveți de la achiziții și un referat în documentele dumneavoastră. Am avut surpriza să se prezinte la procedură 3 ofertanți. 2 dintre ei nu au depus ofertă de preț, iar cel care a depus oferta de preț a prezentat o ofertă mai mare decât valoarea pe care o aveam noi în deviz. Deci noi am avut în deviz anul trecut, am reușit să actualizăm suma de 700, deci la ce plusem asta care am licitat-o, 637.331 cu TVA 758. Firma respectivă a licitat mai mult, ducându-se la 703 lei, considerând că ăsta e prețul pe care poate veni la licitație. Dar noi, în documentația de atribuire, aveam prevăzut că prezentarea în propunerea financiară a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă, drept pentru care am anulat licitația. Ceilalți ofertanți chiar au fost care au spus ar trebui să venim cu bani de acasă. Adică ne doream ca lucrarea să o facă cineva, da? Și
Se pare că devizul era sub evaluat, fapt pentru care nu s-au prezentat la licitații mai multe persoane, așa cum de altfel s-au prezentat la refacere Mal Durbăcești, unde am avut 5 ofertanți cu 5 oferte. Acolo cred că a fost norocul nostru că explozia asta de prețuri la momentul licitației n-a fost așa de mare. E adevărat că acum executantul are o problemă, dar asta e. Prețul la fier beton a suferit o explozie teribilă. Noi aici avem partea metalică, care în loc, dacă vă aduceți aminte, am aprobat-o aici, în ședința de Consiliu Local, renunțasem la stejar, că întâi l-am făcut pe urși de stejar și a ieșit un tarif de... Noi nu puteam să-l acceptăm și atunci am mers pe o altă variantă, pe partea de metal. Se pare că și metalul la vremea asta s-a scumpit teribil. Și am rugat proiectantul să actualizeze cu prețurile care sunt la momentul ăsta în piață. Pentru că aș vrea să vă povestesc totodată că acolo la Vod, la Moară, am găsit mult mai multe probleme. Nu neapărat așa cum arată podul și dezastrul din jur și apa care a luat totul în cale. Din 2005, acolo nici Apele Române, nici primăria, nici proprietarul de acolo nu cred că au mai trecut să vadă ce ravagii sunt în zonă, da? Noi, ca să putem face această lucrare, a trebuit să cerem acordul Apelor Române, în care avem o zonă în care trebuie să o și refacem ca mal prin gabioane. Când au venit Apele Române, au constatat că apa și-a luat alt curs, nu mai e ăla care știau ei. De fapt, apa acum este pe terenul familiei Simion, că ei sunt acolo în zonă, da? Apa e pe terenul familiei Simion și stop, joc, nu lucrați aici, că sunt, e o firmă ăla că e persoană privată, celălalt că e apa pe acolo și zona noastră. Ne-am întâlnit la acolo, la Apele Române, toate cele trei entități, adică autoritatea locală, am fost eu și cu domnul Bucur, Apele Române, și am chemat-o și pe doamna Simion cu un avocat. I-am arătat, am dus-o și în teren și i-am arătat dezastru din zonă. Aș vrea să vă spun că avem o surpriză foarte plăcută. Doamna a fost extrem de înțelegătoare. Cedează la toată zona aceea să putem să facem lucrarea. Deja a fost la un notar, a cedat la o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Doamna Simion, de tine, da? Nu, doamna Simion Măruar. A cedat la... Da, a cedat la o suprafață de 4.000 absolut gratuit. Deci... Oricum, la doamna cu 2 mari mincinoși și a trebuit. Nu este problema mea la această treabă. Nu este problema noastră. Asta trebuia să o faceți atunci. Deci a cedat. De acum lucrările sunt în... Le putem executa. Apele Române au zis, din acest moment nu mai aveți nicio problemă. S-a înaintat toată documentația către minister, că noi avem nevoie de un protocol între noi și Apele Române ca să poți lucra. Legislația e cumva invers. Deci, nu mi se pare normal, facem o lucrare care ajutăm inclusiv Apele Române, da? Că dirijăm, inclusiv diriguim apa. Deci, noi inclusiv asta facem la Durbăcești. A luat apa și o așezăm pe un canal, da? Lucru care nu l-au mai făcut Apele Române în zona noastră. Da? Important e că lucrarea se poate executa. Licitația am oprit-o. De fapt, am anulat-o, mai bine zis. Vom demara din nou pe SICAP
licitația cu altă sume, alte sume. Deci, acum, C plus M va fi 973.894, asta e suma cu care se va pleca în licitație, în urma actualizării la prețurile din ziua de azi. Vorba proiectantului, nu întârziați prea mult, că până în toamnă s-ar putea să-mi cereți din nou actualizare, ceea ce nu se va mai putea. Deci, important e, noi ne întâlnim, aprobăm actualizarea valorii lucrării, după care, după ce închidem licitația, să dăm drumul, așteptăm termenul de contestație, deși n-are cum să conteste, că n-are cum, e cât se poate de legal. Dar asta e legislația, sunt timp morți care nu poți să faci nimic. Aprobăm acum actualizarea devizului și imediat încărcăm din nou documentația și o introducem în nouă licitație. Să sperăm că la suma asta vom avea mai multe societăți dispuse să ne execute lucrarea. Lucrarea nu e simplă. Știți prea bine că avem și de reparat o culeie, de făcut partea aceea de gabioane, de dirijat cursul apei care o ia de la Teșulă, de acolo o a luat o razna apa, da? Deci lucrarea chiar nu e simplă. În cazul ăsta, dacă noi mărim valoarea, vom avea posibilitatea să și facem lucrarea. Da. Supunem la punctul 12. Cine este pentru? Da, trecem mai departe la punctul 13, proiect de hotărâre privind planul de pază al Comunei Mănăstirea Cașin. Planul de pază l-ați avut pe e-mail. Da. Sunt lucruri de legislație. Aveți ceva de obiectat? Deci noi avem angajați doi pasnici. Da. Conform legislației, conform legislației trebuie să facă serviciu după un plan de pază. Să respecte legea 33/2001 și legea 301. A fost o formalitate, s-a întocmit acel plan de pază, s-a stabilit consemnul general, consemnul individual al fiecărui post, atribuțiile pe care le are. În cazul unui control de la forme, de la poliție, noi trebuie să-l prezentăm. Trebuie să-l avem. Lipsea, nu l-am găsit, făcut. Și era o necesitate, de fapt, o obligativitate. Corect. În vedere că a lucrat în domeniul, paza asta care se face aici, se face în interiorul instituției sau ar trebui în paza? Și. Adică ne ideau că Paza unui obiectiv, deci agentul de securitate nu este un cățeluș care îl lege afară și trebuie să el face pază, poate să facă și din interior și din exterior. Și în planul de pază, s-a stabilit ca și obiectiv de pază, sediul primăriei. Nu este pază comunală. Este planul de pază al primăriei, al sediului primăriei. Da, am văzut. Încă nu avem, deci nu avem pază. Înainte era un pătore acolo, la dreastul birou și acolo nu mai este. Nu mai este. Nu, și biroul meu este închis. Da, să punem la vot punctul 13, cine este pentru? Da, mai departe, punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii proiectului renovare integrală cămin cultural în Mănăstirea Cașin, după ce se vor achita sumele datorate pentru serviciile așa prestate și aprobarea deschiderii și alocării sumelor rămase neutilizate pentru un nou proiect de denumire amenajarea sala de sport școală în Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. Trebuie să vă spun că sunt un pic dezamăgită de faptul că nu reușim să amenajăm și noi căminul cultural. Era un proiect pe care îl propusesem la începutul anului și care, zic eu, că este o necesitate, acel cămin cultural să arate și din punct de vedere al esteticii și al siguranței într-un anumit fel. Dar se pare că în urma expertizei pe care am avut-o și care ați avut-o și în urtie,
Structura de rezistență a Căminului Cultural este din lemn, fiind executată în jurul anilor 60, neavând la bază un proiect realizat de un specialist, proiectant de specialitate structurist, acesta fiind realizat de meșterii locali ai vremurilor. Structura rezistentă este greu de consolidat, cu costuri enorme, pentru a aduce clădirea la cerințele și normele actuale. Clădirea este din lemn, iar acest lucru face imposibilă avizarea ISU, fiind din materiale inflamabile. Clădirea nouă anexată are fundațiile subdimensionate și nu respectă adâncimea de îngheț, cât și atingerea cotei terenului bun de fundare. Suprastructura clădirii este realizată din pereți portanți din BCA, acesta nefiind un material neacceptat pentru suprastructura cu pereți portanți. Planșeul de peste parter este din lemn, acesta neavând o șaibă rigidă, condiție obligatorie pentru structurile cu pereți portanți. Față de cele prezentate, semnalăm faptul că investiția este irealizabilă pentru consolidări antiseismice și eficientizare energetică. Având în vedere aceste aspecte, propun închiderea contractului 149 din 23.02.2022, iar recomandarea noastră este demolarea și execuția unui cămin cultural nou. Noi acest proiect ne-l propusesem că linia a fost deschisă pe renovare integrală în cadrul PNRR-ului, da? Cu fonduri europene. Din păcate am eșuat pe partea asta din cauza că clădirea nu întrunește condiții. Nu avem cum să o mai lăsăm și să închidem acest obiectiv. Oricum, ridicarea topo, cu asta am făcut. Releve și ridicare topo prin firma. V-am și explicat aici Topomera CAD. Și la Euro Consulting aveam partea de studiu geotehnic, care a fost ofertat în studiu geotehnic, e la expertiză. Când ne-am blocat, când au ajuns la partea de expertiză. Vom achita aceste cheltuieli care s-au făcut către cele două firme, și studiu geotehnic, și ridicarea topo, avem nevoie, în cazul în care facem un proiect de demolare și un nou proiect de ridicare a unui cămin cultural, să găsim fonduri. Zic eu, în acest moment, doar Compania Națională de Investiții dă bani pentru ridicarea unui cămin cultural nou. Așteptăm să vedem și AFIR-ul, poate și ei vor deschide, au avut linie de finanțare pentru cămine culturale. Din păcate, la noi ni s-a părut în anii trecuți mai degrabă, fârpim și cu puținul pe care îl facem, nu ne-am gândit niciodată că putem să cedem și noi către niște proiecte moderne. Ne tot uităm în grădina altuia, dar pașii pe care trebuiau făcuți nu au fost făcuți la timp. Pentru că dacă din ani trecuți și au fost, slavă Domnului, în ani trecuți linii de finanțare destul de multe, drept dovadă că atâția vecini ai noștri, vecini de ai noștri au și un sediu nou de primărie, au și un cămin cultural nou, noi ne-am mulțumit cu puțin. Poate că ar fi timpul să nu ne mai mulțumim cu puțin și să încercăm și noi să ne dorim mai mult decât putem, decât avem. Că chiar suntem o comună frumoasă, o comună cu potențial. Când lumea va veni la noi în comună, să aibă chiar ce să vadă. Eu îmi propun ca acest proiect, obiectiv de investiții, să-l închidem la momentul acesta, că nu poate fi renovat, și să vă propun să demarăm, dar nu în aceeași hotărâre, acum e doar o dorință, să vedem unde găsim linii de finanțare și să dăm drumul la un obiectiv nou, cămin cultural, cu un proiect adevărat care să arate bine. Sunt în comunile alăturate cămine culturale frumoase în care oamenii pot să-și facă nunțile, pot să-și facă evenimentele din sat, la niște standarde adevărate. Asta ar fi una.
Dar ca să nu pierdem liniile astea de finanțare, care sunt acum pe PNRR, le auzim pe toate drumurile, da? Planul Național de Reziliență și, da? Am găsit, pentru că căutăm o clădire pe care să o aibă autoritatea publică locală și să o reabilităm. Școala generală, gimnazială Regina Maria, care arată așa de bine, din păcate știm prea dintre cei care aveți copii la școală, nu are o sală de sport. O sală de sport, deși e atât de mare și frumoasă, nu a fost prevăzută și cu o sală de sport pentru perioada de iarnă. Terenul arată excepțional, zic eu, dar le-ar trebui pe perioada iernii, cadrele didactice, să intre cu copiii într-o sală acoperită, să nu-i ningă, să nu-i plouă. Clădirea de alături, care este care a fost folosită și în anii trecuți, eu n-am învățat la școala asta, am înțeles că și în anii trecuți era folosită tot, ca și sală de sport. Sunt două sări. Sunt două sări. Iar cealaltă era sală de sport, a fost folosită. Eu zic că în acest moment... Da. Da. Așa este. Da, așa este. Două sări mari. Da, nu, de două sări facem o sală mare. E tot o sală de sport, dar n-am grijă asupra capului să nu ne poți omeningă și în sală cealaltă. Și a doua sesiune de deschidere este pe 1 septembrie. Noi deja am demarat ridicarea topului ca să-i facem și releveul și după care și studiul geotehnic au venit. Încercăm să prindem pașii din mers, cumva. Aprobăm acum deschiderea unui nou obiectiv. Mutăm banii de pe căminul de cultural pe acest obiectiv. S-ar putea să nu ne ajungă să ne mai întâlnim la o rectificare, să completăm, că din start am pierdut niște bani prin studiul geotehnic la cămin și prin ridicarea topului. Să închidem asta și să deschidem, să facem o sală de sport. Trebuie prins fiecare linie de finanțare pe care o găsim. Nu trebuie să lipsim de nicăieri. Oriunde găsim o linie de finanțare, trebuie să ne punem și noi. Și sunt convinsă că peste 3-4 ani comuna noastră va arăta altfel. Pentru că absolut sunt convinsă că vom pune în plan toate aceste proiecte să și funcționeze. Să nu mai stea pe un raft. Să le dăm drumul, să le derulăm și să arate comuna noastră altfel, cu lucruri noi. Dacă mă întrebați, și primăria cred că ar trebui un pic reabilitat. Dar asta ar fi pe un alt plan de proiecte. La acest moment trebuie să ne mulțumim cu proiectele pe care le avem puse, să le vedem odată drumul și la Anghel Salini, care întârzi atât de mult. Suntem acolo, să sperăm că în scurt timp vor evalua și proiectele, deci nu ține de noi. Deja noi tot ceea ce a trebuit să facem prin angajații primăriei, noi ne-am făcut treaba, rămâne acum să și primim banii și să dăm drumul la lucrări. Ultima veste era că sala de sport este deja în achiziție, aia de sus, de la școala generală numărul 2, este în achiziție la Compania Națională de Investiții. Asta e o veste bună, vom avea cumva ca tineri și chiar avem așa de mulți copii în comună și frumoși. I-am văzut astăzi în curtea bisericii îmbrăcați în portul popular atât de frumos al nostru. Merită și acești copii să-și desfășoare activitățile în afara școlii și într-un alt mod, să meargă într-o sală de sport, să facă școala o activitate într-o sală de sport de tip modern, care va fi la școala generală numărul 2. Deci, m-am întins cam mult, scuzați-mă, sunt spunându-vă toate astea. Închidem căminul cultural, deschidem un alt obiectiv, amenajare sală de sport școlară în comuna Mănăstirea Cai și în județul Bacău. Asta va fi denumirea nouă a obiectivului. Da. Asta de aici. Da, și dacă... Deci, din momentul acela în care am aprobat aici reabilitarea căciului cultural, drept este, eu m-am gândit așa în sinea mea, n-am îndrăznit să spun, aș fi dorit
ca să se facă întâi sala de sport și apoi cabinul cultural. Da, am îndrăznit să spun, da, și cabinul cultural, deci este firesc că este foarte util pentru comuna noastră, dar eu, sinceră să fiu, mă gândeam la sala de sport. Nu că mă bucur că nu se mai face cabinul cultural, ferească Sfântul, dar mă bucur că s-a hotărât să se facă sala de sport pe la școală. Și... Da, nu. Deci nu am renunțat la sala de sport la școală. Nu, am era a doua pe listă. Era a doua pe listă. N-am trebuit să spun că am văzut că pentru că a fost sesiunea deschisă da. Pentru asta și am spus în prima sesiune punem căminul cultural și în a doua sesiune, tot în asta de toamnă, punem sala de sport. Așa am discutat atunci. Iacă am ieșuat la prima sesiune cu căminul cultural. Da, supunem la vot punctul 14, cine? Toți da, trecem mai departe la punctul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 al contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2957 din 06052015. Diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Deci, e o veste excepțională, eu văd. Dacă până luna asta, și o să ne mai chinim și luna asta, strângeam noi, primăria, pe cheltuieli din primărie, acei sași galbeni, începând cu 1 mai, romprest, asta aprobăm noi, va veni la poarta fiecăruia și va lua acei sași galbeni. De fapt, asta este munca societății comerciale, romprest. Dar noi, ca să nu mai avem atâtea costuri pe acest gunoi menajer, am încercat să, și prin asta probabil le-am arătat celor de la județ că se poate, cu puțin efort, să avem reciclabil ăsta, că lumea chiar a înțeles. Poate la început a mers mai greu, dar acum chiar funcționează. Fiecare, în ziua în care noi anunțăm pe Facebook, iese cu sacul galben afară, îl luăm, dar toate acele cheltuieli nu sunt nicăieri evidențiate. Sunt cheltuielile pe UAT Mănăstirea Cașe. Sunt cheltuieli care luăm banii de aici din primărie și facem un serviciu pentru o societate comercială. Aici e problema noastră. Iar suma asta pe care o vedeți aici de 1414,47 de lei pe tonă. Asta e prețul pe care îl plătim când veneau să ia acele tomberoane de la colțul străzii. Deci asta e prețul. Acum ne fac o favoare și ne iau cu 994,86 de lei. Că au constatat într-adevăr că dacă atunci au strâns 40 de tone anul trecut, ei pe anul acesta și-au propus, dacă ați citit, 6300 de tone. Eu sunt sigură că poate fi și mai mult până la urmă. Lumea, într-adevăr, are reciclabil și înțelege că asta e mersul. Dacă cel care pleacă în străinătate se duce acolo și știe clar că n-are voie să pună gunoi decât acolo menajer, acolo hârtie, acolo PET, trebuie să ne învățăm și la noi acasă la fel, da? Asta aprobăm acum. De la 1 mai, această întâlnire ei au avut-o ieri. De-aia au venit așa de târziu urtile. Noi eu i-am întrebat, știam de această întâlnire a lor și ne-au spus că cât avem aprobarea asta mai repede, cu atât intră pe comuna noastră. Și am zis, nicio problemă. Noi joi o avem pe ordinea de zi și de 1 mai noi vrem, de la 1 mai, să intre romprestul să strângă reciclabilul. Asta aprobăm astăzi. Da, supunem la vot. Punctul 15, cine este pentru? Toți. Așa am ajuns și la ultimul punct, 18, la diverse. Diverse, da. Nu. Înainte punem cererea către Consiliul Local, pe care n-ați avut-o, și am să vă citesc.
Subsemnatul Ilie Ionuț, în calitate de președinte al Asociației Fotbal Club Bradu Mănăstirea Cașin, vă aduc la cunoștință că Asociația Sportivă Bradu Mănăstirea Cașin s-a dizolvat datorită lipsei membrilor și în urma acestor probleme a fost înființată o nouă asociație sportivă, Asociația Fotbal Club Bradu Mănăstirea Cașin. Persoană juridică română cu sediu în comuna Mănăstirea Cașin, sat Mănăstirea Cașin, strada Gheorghe Ștefan Voivod, numărul 222, conform contractului de comodat numărul 2 din 21.01.2022, încheiat cu Ilie Ionuț, județul Bacău, înregistrată cu CUI 4592-1226, reprezentată prin Ilie Ionuț, președinte. Având în vedere cele relatate, vă rog să aprobați un proiect de hotărâre cu privire la un contract de asociere între Consiliul Local Mănăstirea Cașin și Asociația Fotbal Club Bradu Mănăstirea Cașin, fără a constitui o nouă persoană juridică, doar a asigura sprijin prin accesul la terenul de fotbal din satul Pârvulești, imobil care este cuprins în domeniul public al comunei, pentru desfășurarea activităților sportive și sprijin financiar în baza sumelor alocate în bugetul local pentru activități sportive, după cum urmează. Bareme, arbitraj, decontare, transport, taxe, achiziționare, echipamente, var, minci și servicii ambulanță, taxe anuale ce se plătesc la Asociația Județeană de Fotbal Bacău, taxe transferuri, taxe legitimații, taxe cartonașe, taxe de viză, taxe de participare, taxe vize medicale. Prin prezenta, vă rugăm să ne alocați și suma de 7.000 de lei necesară desfășurării activității până la sfârșitul anului 2022 în contul Asociației Fotbal Club Mănăstirea Cașin, în contul deschis la Raiffeisen Bank. Totodată vă aducem la cunoștință că la Asociația Județeană de Fotbal, în momentul de față, avem următoarele sume de plată. Contravaloare arbitraj consolidată Liga A4, retur, o restanță de 640 de lei. Cotizația anuală 2022, 1000 de lei. Contravaloare vize anuale seniori, 1400 de lei. Contravaloare legitimații noi seniori, 720 de lei. Contravaloare transferuri seniori, 880 de lei. Contravaloare servicii ambulanță, 1400 de lei. Transport deplasări, 600 de lei. Alte materiale, 360 de lei. Tot prin această adresă vă aducem cunoscut faptul că pentru anul competițional 2022-2023 intenționăm să organizăm o preselecție în cadrul școlilor din comuna Mănăstirea Cașin pentru a înființa o echipă de fotbal junior și a o înscrie în campionatul județean de fotbal junior. Vă rog să analizați și să dispuneți. Avem patru proiecte. Darea în administrarea terenului, la articolul 1, da? A terenului de fotbal în punctul Luncă. Contractul de asociere care exista cu vechea asociație și acum îl facem cu noua asociație. Să se împuternicească primarul pentru a semna contractul și am atât. Cam Marta să le traduceți. De față de anul trecut, și uleiul mai mult. Eu știu ce-o fi scris aici. Noi să avem... Vreau să întreb și eu, dacă a existat o asociație sportivă, cum s-a numit? Tot așa. De ce a fost nevoie să se mai înființeze una? Pentru că asta necesită cheltuială și așa mai departe. Trebuia să se... Nu, au decedat. Nu. Prelua ca și președinte. Nu. Dacă erau morți. Erau morți. Asociația se dizolvă în mor membrii. Păi, nu erau președinte, nu erau președinte. Da, adică se mai făcea un fel. Și cine? Și cine? Nu, au făcut-o băieți. N-avem noi nicio treabă. Era mult mai simplu, adică era o asociație, prelua președinția asociației respectivă și... Cheltuiala au făcut-o...
încurcați așa. Da. Erau încurcați, cum să te... Dar cum să te întâlnești într-un for, că întotdeauna trebuie să fie o hotărâre pe care să se ia, da? Cu niște morți. Păi chem pe moștenitor ce faci. Că trebuie să iei niște decizii. Nu mai duceți vreo. Dar nu era... Păi da, dar în statutul asociației este prevăzut acolo un articol care spune în cazul morții Cutărescului treia moștenitor. Nu funcționa, mai pe scurt nu funcționa și gata. Deci de aia au vrut alta. Vom vedea. Trebuie să încurajați, nu ce s-a întâmplat de venirea trecută când am întâlnit toți aici și am început să critică fiecare să ne apropiată. Asta e specific, la urmă să dăm sfaturi și să criticăm. E și ei au venit o bine. Au venit o bine pregătiție, dar trebuie să încurajați mai mult. Da. Nu doar criticați, asta am vrut să spun. Da. Când pornești la drum e greu, te împleticești oricum. Bine nu-i încurajat să zic că mă ridicăm pe la asociația să văd rezultatele că mai bune, au un jucător și în alte părți, deci să vedem o îmbunătățire în jocul ăștia. Comparativ cu anul trecut, rog bătaie cu 7 cu 0. Am vorbit pe rând. Acum am început să mai ești. Hai să vorbim pe rând. Baza este tânărul de sat, până vine la Dufera. Da, și tânărul de sat trebuie să vrea. Trebuie să atragi și zici să atragi și să o ții lângă tine, că dacă vorbesc cu eu cu voi și tot mai bine. Asta e. Nu, eu cred că această asociație are susținerea noastră cum n-a avut niciodată. Deci susținerea administrației locale și față de această asociație sportivă, nu cred că a avut asociația trecută. Aia veche. A, eu în 2020 n-am văzut nimic pentru asociația sportivă. Eu m-am lăsat de vreo 3 ani, deci nu erați prea, era prea o desești. Eu ne inspiream cu desești, am abandonat treaba și gata, că nu mi-a plăcut, vreau să-mi fac parte. Bun, de acord. Cum era susținerea? Că dacă te uiți acum pe nucă, te apucă plânsul. Aia e susținere? Nu vorbesc financiar. Financiar pentru a ajuta și pe masă, aia tot, altceva nimic. Deci trebuie văzut un pic și pe unde ne desfășurăm activitatea. E greu acum să spunem că vom muta mulți. Avem... Nu este vorba de baza sportivă, domnule. Vorbim de bază. Să o colim. Dar cum? Baza sportivă, baza materială în care ești desfășurat activitatea. Unde? Terenul ăla, păi să prejbuit. Păi nu există. A fost prejbuit. Acum vreo 20 de ani, domnul Remenciu a bătizat la el, ca să știți că n-am treabă PSD-ul, dar... Dar personal votat de domnul Remenciu și-a dat bani. Nu, a venit dumneavoastră aici, a ajuns acolo în zonă și a zis, domnule, aveți un teren ăsta, iurea mai să trimite pe cineva să fac un teren. S-a făcut și la Remenciu. A fost la Remenciu, nu se trebuie la Remenciu. Dar ați nu... Păi, dar, iertați-mă, dacă vine al doilea om în stat, numai pentru un gard, să mă ierte Dumnezeu. Auziți? Păi da, de ce nu aducem, de ce nu i-ați prezentat proiectul ăla frumos, parcă Ghencea? Ăla trebuia să-l dați la al doilea om în stat, ca să vină banii în comună. Nu un gard, pentru un gard nici n-aș mai spune. De s-a făcut terenul la Ghencea, am găsit domnul Azar, terenul, un proiect făcut de 1.900.000 de lei în 2008. De ce nu l-ați arătat? A fost proiect aprobat prin ordonanța 7 așa. Și nefinanțat. Asta a fost treaba. Nu s-a mai ocupat nimic cu... Păi atunci trebuia să-i spuneți lui domnul Rebeciu. Nu gard. Nu gard. Hm? 2008-2007 era puter. Și au mai fost și alți oameni puternici pe acolo care puteau aduce bani, înțați că nu-i chiar așa. Acum să vedeți ce se schimbă de acum. Nu o să schimbă nimic. Da. Da. Domnul Tapalag, vă zic. Eu vreau să referitor la întâlnirea de vine, domnul Bărbă s-a oferit pentru o sponsorizare, pentru vestiare și tot ce trebuie sus.
s-a demarat, da, începe la un proiect, la un, da, proiect, da, că e cât de mai important. După cum știți, domnul Botez a fost arhitect în cadrul primăriei Onești, deci chiar... Chiar are ce să arate. Dumnealui și-a făcut... A fost tehnician. Tehnician arhitect, da, nu cu studii superioare, dar totuși a lucrat într-o primărie, ca și tehnician arhitect. Totuși a făcut studii mai superioare. Nu le-a lucrat în acest, hai să nu, pe, să nu, să nu dăm în derizoriu activitatea domnului Botez. O să îi prezinte, noi am spus că lemnul da, dar să știți că lucrarea nu la cum se așteaptă fiecare. Prețurile actuale sunt extrem de pipărate. Nu știu cine va scoate din buzunar zeci, vorbim de zeci de mii de lei. A fost... Să sperăm că n-a fost doar o vorbă aruncată sau poate nici nu a realizat ce înseamnă la momentul acela ca și cost. Pentru că băieții au pregătit într-adevăr o documentație, eu vor prezenta. E mult pentru un om să suporte sumele care sunt. Dacă mă întrebați pe mine, dar la vremea aceea am zis fiecare își dădea cu părerea, nu... Trebuie să făcute lucruri acum care sunt la repezeală. Un grup sanitar, plângi. Dacă vrei cu adevărat ceva să arate bine, nu mai ridicăm niște cașcarabete din astea, hai să ne aflăm în treabă și mai construim o șurică și o nu știu ce. Dăm drumul la un proiect, o bază de teren. Sunt atâtea comune care au obținut fonduri. De-aia vă spun că e jenant. E jenant să ai în comună oameni de asemenea factură și să nu fii ajutat. E jenant. Voi tu, Soare, voi tu, dar voi tu, dar a făcut proiectul ăla, dar am zis, noi mai puțin bani și nu mai... Păi și noi punem, că la toate avem cofinanțare, o să punem, da? Cofinanțare. Asta e. Au fost mai iuți de mână. Da, da, dule, și noi am fost în gal. Dar gândiți-vă că eram în gal din 2016 și eu în 2020. Ai pretenția de la gal să obții bani și tu nu ți-ai plătit cotizația din 2016, că ne-am întâlnit aici, da? Pe cum să-ți dea ăla bani? A, asta nu mai știu că era președinte sau nu era. Mă dorește cineva să ia cuvântul? Bun, așa, spune-ți la bot, da? Asta cu asociația sportivă întâi, că de vorbit mai avem. Da, spune la bot, cine este pentru? Foarte bun. Acestea fie spus. La diverse, haide. La diverse o să mă scriu și eu. Și eu. Pe celor și ăsta? Eu cu completare, dar după ce, da? Începeți noastră. Cine mai vrea la diverse? Poate. Poate? Da. Scrieți acolo, da, poate și domnule. Lăsăm lista deschisă. Am avut o acțiune sâmbătă. Pe unii i-am supărat, pe unii i-am încântat cu prezența noastră pe la port. Am făcut două echipe. Într-una am fost eu cu un salariat din primărie și într-una domnul viceprimar cu un salariat din primărie. Am avut surpriza să găsim un container al oamenilor, într-adevăr. Ăsta e rolul primarului, să caute în pubela oamenilor. Într-adevăr, e o meserie încântătoare. Dar ne-am văzut în postura asta din cauza tonajului de gunoi, de menajer care se ridică săptămânal din comună. Prea multe tone de gunoi menajer. De ce? Am găsit din nou și spunem în fiecare ședință. Măturătură, piatră, iarbă, de la lemne, rumeguș,
orice altceva decât ceea ce trebuie. La unii ziceau, e, acum am pus, azi a greșit. Alții, dar n-am știut. Nu le după atât amar de vreme, nu știi că nu se pune asta. Păi, cum spuneam, o lopată unu, o lopată unu, o lopată unu și plătim la rupest pietre. Pietre și pământ. Am avut în primărie oameni care au spus, nu mă interesează, vreau să plătesc cât se ridică. Da? O să vă spunem acum ce înseamnă să fie prețul gunoiului, dacă lăsăm să se pună și rumecuș, și piatră și nu știu ce. Știți că v-am făcut un calcul și am trecut. 11 lei de persoană. Noi ne chinuim în fiecare an să ținem pe loc prețul ca să nu aibă cost omul de rând la plata salubrității. Iar alții spun, dați-i drumul că eu vreau să-mi iei și rumegușul. Nu, domnule. Sunt atâtea familii care nu își permit plata acestor rumeguși. Pentru că sunt cu două persoane care sunt trecuți la noi. Dacă ar fi 5-6 persoane, nu mai pune problema așa. Probabil că da. Așa este. Dacă sunt familii cu mulți copii. Nu știu dacă chiar i-au trecut pe doza sau lucrat, dar asta e altă poveste, da? Dar și știți prea bine că și noi ne-am, la începutul anului, am fost ingheri când am mărit cu încă un leu în prețul. Doar n-am avea atâta cheltuială. Dar și anul trecut s-au pus din bugetul local suma de 207.844. Lumea trebuie să știe lucrurile astea. Acești 207.000, câte lucruri poți să faci pentru comună? Aceștia sunt bani pe care i-am luat din bugetul primăriei să plătim gunoiul ridicat din comună și care se duc bani la o firmă privată. Asta știți că e o durere ca toți de aici ne doare sufletul că trebuie să facem atâta tam-tam pentru o firmă privată. Din păcate, n-avem un control. Trebuie să le dăm banii, că altfel n-ar mai veni să ne ridice gunoiul. Știți că eram restanțiere anul trecut la gunoi, că nu reușeam să-l plătim. Când dacă nu ne veneau bani de la guvern pentru plata utilităților, n-aveam cum să-l plătim. Deci asta vă zic. Și anul trecut am pus o mulțime de bani din bugetul primăriei. În primăvara anului trecut, pe 2020, ieșise 11,9 lei pe persoană, pe lună, la anul trecut ar veni un preț de 10,15 lei pe persoană. Deci lumea a mai micșorat volumul de gunoi. A crescut cantitatea de reciclate. Nu, asta este, nu este corect nici pentru cei corecți, care înțeleg să arunce cei de aruncat. Că pentru... Deci, acela ala corect va fi nevoit să plătească gunoiul mai mult, pentru că, nu vă supărați, sunteți în fața mea, tapa largă, scoate un tomberon de pământ, de măturătură. Și spune, pe bună dreptate, Dumnezeu, sunt corect, eu scot reciclabilul când trebuie. Nu mi-arunc... Când am întâlnit sâmbătă și persoană, zic, doamnă, dar de ce nu ați scos tomberonul? Păi nu e plin. Eu îl scot la două săptămâni, trei, că nu e plin. Ei, și este corect pentru femeia aia să se mărească gunoiul pentru tapa largă, care scoate săptămânal un tomberon de măturătură, plus saci și haine și... Vă spun sincer, dacă era pe bune să fim la sânge corecți, nici 10% din tomberoane nu trebuiau ridicate. Dar măcar am înțeles că nu știu. Nu știu. Eu am căutat, sincer, pe care i-am văzut prin o gradă. La alții am văzut la poartă și i-am invitat să se uite în pubelă. Chiar am făcut lucrul ăsta, deși... era o jenă, dar pe urmă am pierdut jena pe drum. I-am explicat, i-am arătat. Nu știu dacă data viitoare nu va mai face la fel.
Îmi permiteți, eu îmi permite să spun și eu câteva opinie. Poate e un lucru pe care nu-l putem rezolva, nu stă în puterea noastră, dar noi plătim utilități, da? Plătim curent electric. Fiecare cât plătește, atâta consumă. Este? Nu plătim la consumă. Cât consumă, atâta plătește. Apă. Cine consumă apă? Unde, oriunde este. La noi nu avem apă, pentru că consumăm, plătim noi tot la fel. Cât consumăm, atâta plătim. Orice utilitate, deci cât consumăm, atâta plătim. Este și guvernul acesta un gen de utilitate, da? Că îți ridică cu noi. Mi s-ar părea corect. Știu că nu putem lua hotărârea asta. Dar cred că ar trebui spus mai departe de fiecare dată. Dom'le, e o firmă privată, da? N-ai decât să te organizezi de așa manieră încât cât gunoi scoate omul, atât ar să plătească. Nu există așa. Știu că asta e cot. Păi, dar nu știu de ce nu se pare așa. De ce? Eu de-abia așteptam să terminați, ca să vă explic de ce. De ce este sublim, dar este irealizat. De ce să nu fie irealizat? De ce este irealizat? Curentul electric îl folosești, n-ai ce să-i faci. Așa. Da? La apă, n-ai ce să-i faci. Așa. Pe când la gunoi, decât să nu, da, nu-ți poți să le dau la un prețul, îl arunc pe cașă. Nu așa. Eu m-am gândit la varianta asta. Și asta există contract individual la fiecare treabă de asta. Și ca să facă un contract cu un presto și să vină în toată țara asta, deci numai în comuna asta, gândiți-vă câte contracte trebuie să facă. Dar de ce să mă gândesc eu la câtă muncă are firma privată care mi-e mea? Doar vă explic, este realizat. Eu vă spun, deci, cum să spun, poate considerați că am niște idei, sunt niște mașini, deci trăim în era tehnologiei, sunt niște mașini speciale de gunoi, da? Dom'le, n-ai decât să-ți pui pe mașină cântar, n-ai decât să-ți pui cântar, când ai luat acolo, ți-ai răsturnat, ai văzut, ți-i înregistrează cu număr de casă. Deci suntem moderni. N-am rămas la grămadă. Nu știu, așa văd lucrurile. La noi, în România, nu există mașini care spuneți noastră. Dar trebuie să existe. Dom'le, există undeva, dacă spuneți că există în Japonia, există undeva. Nu știu, eu am spus că nu ține de noi. Dar ar trebui să se gândească la lucrurile astea, pentru că, eu vă spun sincer, mă revoltă faptul că mereu trebuie să plătești gunoi cât nu faci. Dar pentru ce? Ca să-i fac firmei contul mare și profitul mare. Dacă eu nu realizez atâta gunoi, n-am tâmbelor în plin, nu l-am fiști la asta. Asta e teorie. Asta e teorie. Trebuie cum? Pentru că în momentul în care comuna a aderat la acel adis, erați aici, mulți dintre dumneavoastră. Ați pus condițiile astea atunci. Nu renunțăm la serviciul nostru pe care l-aveam implementat în comună și nu merg către Romprest? A, nu, ați ridicat mâna. Era. Că regiul nu este, Comăneștiul nu este, Domnul Gărăș. Dărmănești din păcate, domnilor consilieri, nu-i chiar așa că avem jumătate de domnilor. Deci vă rog să vă plimbați sâmbătă prin comună și o să constatați că acolo, pe lângă acel tomberon, găsiți și saci, mulți saci. Dacă noi eram în comună și nu îl întorceam, păi avea unul, Doamne, iartă-mă, masa asta e mică de saci, da? Și culmea, foarte frumos, suntem plecați în străinătate. Păi și când vii acasă, tu faci gunoi de jumătate de an? Și tu ești căzut la gunoi? Da, uite, de exemplu, la Onești, ești plecat în străinătate, plătești într-o singură persoană. Așa am primit chiar dacă ești plecat.
chiar dacă ești plecat, ai o familie de 3 membri, 5 membri, sunteți plecați în sănătate, plătești o persoană. O persoană nu plătește. Mă rog, nu știu. Bine, da, eu probabil o hotărâre. Deci, de un lucru pe care l-am văzut sâmbătă. Plecați în străinătate, veniți acasă, masa asta e mică de acolo până acolo, de saci de gunoi. Păi, dar tu nu mi-ai făcut gunoi pe jumătate de an deja. Bine, că dar el nu a plătit gunoiul, el e scos de la gunoi. Despre asta vorbim. Dacă n-avea tomberon, ia și saci. Ia și saci. Da, eu nu am decât un singur tomberon. Și sunt două copii ținute la mine, n-avem decât un singur tomberon și trebuie să scoși un sac. Corect? Da, am avut neplăcutat... Cine face cerere, ia tomberon. Deci din august, anul trecut, tot colectăm saci. Nu vorbi, nu vorbi că nu există. Cineva mi-a zis sâmbătă, dar cum? Dar se colectează în saci galben, galben selectiv. A pus-o așa, de... Da, acolo am zis-o, da. Da, ca să justifice, un fel probabil că avea gunoi, este imposibil să nu știi. Nu, avea doar un singur tomberon negru și avea în el mai multe bidoane și plasă. Păi tu mai asta ce vrea să spună omul, că știu de saci galben, dar nu știu. Am avut o lună februarie fantastică, cu 8 tone pe săptămână, 9 tone... De la 18? Da. Am început în martie să ne revenim. Da, în martie am sărit înapoi. Am început să ne revenim. Adică, da, de-aia am și ieșit. Să stăm așa jos, hai să fim top. Prățenia de Paști. Da, și prățenia de Paști. Îți vine și îți dau. Totdeauna am zis, am lăsat și pe lucru, am mai lăsat la magazine. Un sur de saci galben. Nu ți ajunge unul. Du-te la magazin și îți mai iau unul. Vină la primărie și îți mai dăm unul. Dar pune și în saci normal. Dar poți să pui și în saci de rafie, că i-am luat și în saci de rafie. Și am spus, am vorbit la Romprest, cine are? Lambriuri. Că s-au portat lambriurile alea de plastic. Mai sunt lăzi de bere care s-au luat ăstea. Ligheane, astea. Le preia Romprestul, nu le mai aruncați pe apa. Pe cum? Dar sunt plase, poți să rog. Plase, ia, pentru că am întrebat, am zis domnule, totuși... No, sigur. Pentru că mai este, mai este o chestie. Folia de la solar nu ți-o ia. Nu știu de ce nu ia. Nu. Păi nu e aceeași, că vorbim de două lucruri. Păi pe alte polii, și două lucruri diferite. De asta, cei care colectează la mine la firmă, tot așa colectează petul separat, folia separat. Și tot setul ăsta de folie. Bă, și folia e unde poți să încadrez? Nu știu, dacă nu vrei, chiar întreb. Polipropilene. Da. Bine, polipropilene. Alte probleme? Alte probleme care le vreți? Alte probleme. Vine săptămâna viitoare, dorim să chemăm pe cei de la Vigaden. Am dat vreo 6-7 becuri din ce m-au mai sunat. Vă rog să vă interesați unde s-au mai ars becuri. Doar becuri arse, lămpi nu suplimentăm. Doar unde s-au ars becul, știu, pe Ioan Misir, da? Știu la Lupești, la Servis, știu și la domnul Bărlă Adrian, mi-a zis astăzi, am vreo 8. Dacă mai aveți cunoștințe dumneavoastră... Să anunțați ca să știu să le dau... Că după aceea, după ce pleacă... Iar ea să cumpărată... Cine cineva nu le dă să ars becul, nu arde de o săptămână. Da. Da. Ce-a scuze? Să rămâi la revedere. Da, mare cineva să vă răspunsă. Când a fost vorba de becuri, pare că nu mulțumesc cu întrerupea cu ea, da, a zis că da. Mai ales să mă dați duminica când mai... Apropo de întrerupere aceste curente de noapte, o să vă explice doamna primar cât de util este întrerupere aceste de 4 ore. Facebook, mai știți, comentează unul altul. Nu trăim pe Facebook. Măcar să mă dați duminica, știu, spui și nunțul. Nu zic eu. Am rămas, am ieșit noaptea afară la ora 2. Becul este în zi, nu vine de la lumea destul, sincer. Ei, nu asta. Ai nu asta.
Ne dorim, ne dorim, domnul Aldea, să putem. V-am explicat. V-am explicat ce valori au fost facturile. Despre asta vorbim. Deci, decembrie, 35.000 de lei. Da? Înseamnă 350 milioane. Ianuarie, 16.000 de lei, 160 milioane. Februarie, 16.000 de lei. Nu vorbim de instituții. Instituțiile n-au nicio treabă. Vorbim de iluminatul public. 16.000 de lei. Prea mulți bani. Nu mai avem de unde să plătim. 900 de bani. Domnul Aldea, cât mă costă pe mine manopera să chem o firmă specializată, să se urce un stâlp, da, unul nu, unul da, unul nu, îmi ia o săptămână de zile de manoperă. Și începe ăla din fața lui. A, dar de ce pe mine mă lași fără bec și pe vecinul îl lași cu bec? Începe manoperă. Deci... Tot asta fac. Tot asta fac. Și noi când vom avea acel... Nu mai trebuie să reclăm din ceasuri. Iluminează mai slab, să dea Dumnezeu să dea drumul și la linia aia de finanțare de pe AFM, în care suntem și noi cu acest sistem inteligent. Am înțeles că mai iunie s-a apucat de evaluat dosare. Și intrăm și noi cu asta. Iar în martie, ca să fac o completare, am oprit undeva de pe data de 15-16 martie am trecut la acest program. Ne-a venit factura? 9.000. La 16.000. Da. De la 30 și de. Da, da, altul. Și de acum noaptea se va mișora. Dar trebuie să ne gândim totuși între 12 jumătate și 4 jumătate. Ce facem? Ce facem noi? Atunci o să dăm drumul. Deci atunci o să-i dăm drumul. Nicio problemă. Deci în momentul în care chiar vom avea activitate pe teritoriul comunei, dăm drumul la iluminat. Dar nu-i nimeni... Și exact cum zice și domnul Vice, se mișorează noaptea. Deja o să întunece. Adică o să fie altceva. Se luminează. Eu știu că e neplăcut, dar nu reușim cu plata curentului să ne încadrăm ceea ce ne-am prevăzut la începutul anului. Deocamdată nu sunt. Trebuie să vină o societate să facă. Nu sunt. Nu mai primăriilor de asta. Domnește.